Am revenit din pauza publicitară, sperăm să nu ne nebunească atâta stil. Ce ne mai plac fashioniștii? Vai, vai, vai! Give me five, Fashion Police! Că criticii ce ori vrea, noi tot nu ne putem hotărâ cum ne place de Rihanna mai mult. Blondă, brună sau roșcată? Eu zic roșcată, da, mi s-a părut că look-ul acela a fost cel mai potrivit pentru ea. Dar ea trebuie să fie în toate felurile, că până asta ne-a obișnuit și cu asta surprinde, se schimbă. Ba e bombă sexy blondă, ba e roșcată din Kingston, nu știu. Oricum îi stă bine, îi șade bine. E frumușică, e porno și e bună, e talentată și e și cool. Știi, adică nu-i... Ai văzut că nu e așa pițipoancă. Chiar e mișto. A fost un trend în momentul respectiv. Toate, știi, de la noi, vedetele noastre, începuseră să aibă un pic mai mult curaj după ce a fost-o pe Rihanna. Mie îmi place de Rihanna în general și toate mișcările astea cameleonice sunt în ton cu nevoia societății de schimbare. Toate filmele devin din ce în ce mai pachetate de acțiune, toate reclamele se rulează din ce în ce mai repede, videoclipurile schimbă 1000 de ținute și dacă stăm să ne gândim de nevoia asta de nou, din cauza că ești mereu legat la informație, bănuiesc că niște artiști nu au altă soluție decât să-și schimbe permanent frizura, mișcările scenice, look-ul. Pe scenă a devenit de-a dreptul vulgară. Materiale transparente, ținute de inspirație sadomaso, lenjerie intimă la vedere. E, tot e bine că o are și pe aia. În schimb, pe covorul roșu nu întrece nimeni eleganța celei desemnate recent cea mai reușită apariție de la Brit Awards. Și au zis-o englezii, domne. Aș vrea să facem aici o delimitare, într-adevăr, să nu dăm un exemplu că dacă te îmbraci în kiloți arăți ca Rihanna. Vulgară? Dacă stai și te uiți la toate show-urile Rihannei, o să remarcăm faptul că costumația ei, dacă e o lenjerie intimă sau dacă are un corset pe ea, este susținută și de ceea ce se întâmplă în spate. Deci întregul show ca tot nu arată ca o fată care a venit în sutien și chiloți pe o scenă goală cu câteva boxe în spate. Arată ceva? Acest lucru trebuie susținut de o coreografie și lucrurile în general ale Rihannei se alternează. Dacă apare la un moment dat pe o melodie cu un corset sau o pereche de chiloți, la următoarea melodie poate să apară într-o rochie sau într-o îmbrăcăminte mai extravagantă. Ea știe foarte bine să facă diferența între scenă și covorul roșu. După ce a fost imaginea mai multor branduri, Rihanna intenționează să lanseze pe piață vara aceasta propriul brand de haine și accesorii Urban Casual. Eu cred că ar putea fi și un stil, dar n-aș putea spune totuși că e un stil. Mă contrazic singur. Nu, n-aș putea spune că e un stil, pentru că Rihanna are mai multe. Eu cel puțin așa văd, nu e un stil anume, nu poți să spui că e stilul X Rihanna, ci e o aglomerație acolo. Dar dă bine pe ea. Da. Cred că orice va face Rihanna acum, având în vedere cât este pe val, să aibă succes. Face ce face, îmbracă ce dezbracă, de ani de zile tot la pagina cu prost îmbrăcate apare. Și puțin îi pasă. Andreea Vălan. Probabil că ar trebui să facă ceva să nu mai apară acolo. Pentru ce dansează ea și pentru ce spectacol are, mi se pare că e de acolo. Dacă te uiți la concursurile cu dansatori profesioniști de dans sportiv, îi vezi îmbrăcați la fel de... cum vedem noi, oarecum chicios, dar nu e. Că așa se îmbracă ăia la concursuri, e ca și la patinaj artistic. Nu știu dacă ai umbla așa sau te-ai prezenta așa undeva. Eu cred că nu își dorește neapărat să reinventeze, adică e un pas atât de ușor, urmărești niște reviste de specialitate sau îți iei un consilier și e foarte ușor să faci trecerea în a te reinventa, dar cred că ea nu dorește lucrul ăsta. Probabil are o idee clară de care este publicul ei țintă, ce anume dorește acesta se vadă și de aceea continuă cu această imagine.
Andreea Bălan a transformat fiecare ținută într-un show, strategia ei de marketing părând a fi: dă încolo de critici, dau publicului ceea ce vrea să vadă. Simțindu-se ca peștele în apă când poartă mini, cântăreața a avut rochie lungă o singură dată în viață, la botezul fetiței Andrei Antonescu. E, vezi de ce știu eu doar perioada, Andrei? Că se reinventează anii 90, oriunde. Ideea e că Andreea are stilul ei și probabil că, indiferent ce am spune noi, știi că e o zicală, nu e frumos ce e frumos, e frumos ce-mi place mie. Eu cred că asta îi se potrivește ei. Foarte frumos i-a stat. Îi recomand ca, așa, perspectivă de viitor, să deci a luat un stilist acum și se vede. Eu am văzut-o și în particular și se îmbracă foarte ok. Pentru show-urile din această vară, Andreea vine cu un nou concept: Beach Party. În afară de faptul că nu scăpăm în veci de piesa Lasă-mă papa la mare, pe care o va remixa, cântăreața va apărea pe scenă costumată în sirenă. Păi, ce ne mai miră? În sirenă? Ceva în blanc coadă? Pe mine nu mă miră nimic. După ce anul trecut la RMA a venit într-o costumație de iepuraș Playboy, nu? Sirenă e deja... Nu cred că ați înțeles voi bine. Asta poate stă într-o ceva, știi? Și dă din... Foarte tare, ce să zic? Na, dăm... Da, asta vrea lumea să vadă sirene? Iată că după faimosul Borat și după fashionistul Bruno, Sacha Baron Cohen lovește din nou în Dictatorul. O fi bine, o fi rău, habar n-am, trebuie să vedem. For over four decades, the people have lived under the rule of a tyrant who denies them their most basic human rights. The time has come for him to step aside. We must keep on with the NATO mission and bring him to justice. I am for free press, fair elections and equal rights for women. I can't say that. On your mark, get set! Supreme Leader, the United Nations demands that you come to New York and address them. Fine! We are going to America. Admiral General, welcome to New York City. And while you're here, I highly recommend a visit to the Empire State Building before you or one of your cousins takes it down. Rise and shine. Nobody's gonna recognize you. No. Without this. Is there any way you could lend me some money? Maybe $20 million. I'm here to deliver my speech to the United Nations. Look, it's too hard for crazy. Come on me. Could you please take your hands off my breasts? Those are breasts? I thought you were a boy. I accept your job offer as general manager. Well, you can't be the manager because I'm the manager. Well, I can if I killed you. Okay, well. Hey, can we take out the garbage? Stop that. Shut up, loser. Hey, hairnet. Kind of need you to hurry up. Chop, chop. Next. This is the plan. We're just two ordinary American tourists. I love being an American. Illa wahwani about lofa wish Michael Empire State Building. Ah, Rebel State. But I said there was a Statue of Liberty. Aywa. Mamă, am trăit s-o zic și pe asta. Lady Gogu și nimeni alta decât Lady Gaga vine în România. Isterie. Free time. Thank you.
Vizitele scurte cele mai plăcute, a sosit momentul să ne luăm la revedere de la voi. Ne revedem săptămâna viitoare. Vă mulțumim încă o dată pentru că sunteți alături de noi și noi de voi. Mulțumim APA Nova București. La revedere. Pa.